Madalina Panchi și haideți să aflăm dacă oamenii preferă să fie frumoși sau inteligenți. Salut! Dacă ai avea puterea să te naști din nou și să alegi să fii prost și frumos sau inteligent și urât, ce ai alege? Uite că nu răspund la chestia asta. De ce? Sunt prea obosit, am petrecut aseară. A fost azi noapte o harababură, niște fete, niște... De la oboseală nu-ți mai merge mintea? Nu mai merge. Deci ai alege frumusețea, nu? Frumusețea interioară. Sunteți așa ca o icoană. Inteligența nu prea mai e nevoie de ziua de azi, nu? O facem. Cum o facem? De parcurs. Artificială? Nu, citim cărți. Cu ce te ocupi? Cu mai multe chestii. Poți să ne enumeri una din ele? Deratizări, dezinsecții și solist vocal. Solist? Da. Ai nevoie de frumusețe să fii solist sau inteligent? Păi tu ce crezi? N-ai văzut ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Trebuie să arăți bine fizic. Alegi frumusețea? Da. Mai mult decât inteligența? Da. Îți vine să-i dai cu ceva în cap? De ce? Nu știu. Consider că oamenii cu un aspect frumos au succes mai mult? Da. Unde ai întâlnit asta? La mulți. Deci în ziua de azi e mai importantă frumusețea decât inteligența? Nu, chiar. Atunci? Tu alegi cealaltă variantă? Mai urțel și inteligent? Și așa. Mai bine așa? De ce? Uite așa, pentru că o treabă să fii inteligent și altă treabă să fii... Nu știu. Mai sunt și oameni geloși, invidioși pe succesele altora. Succese în muncă, bineînțeles. Bună! Dacă ați avea ocazia să vă nașteți din nou și să alegeți din a vă naște proști și frumoși sau inteligenți și urâți, ce ați alege? O, inteligență, clar. Tu? O combinație între inteligenți și frumoși. Așa ai face? Încercați să... Inteligenți, cred că inteligenți, că te descurci. Dacă ești prost, nicio șansă, oricât de fără. Tanta inteligența? Da, da, da. La prostia? Doare. Doare? Da. Cât de tare doare și unde? Nu știu, doare așa pe parcursul vieții, cât ești mai prost, te izbești de tot felul de chestii și te doare. Cunoști persoane de genul ăsta? Din păcate. Pentru tine ce e mai important? Ce fel de om ai vrea să ai lângă tine? Bun. Un om bun din perspectiva kindness, așa, bunătate. Poate să fie urât, urât, urât? Da, da, da. Cel mai urât om din lume? Da, nu sta trasă de bărbați frumoși. Mai puțin de el. El e un bărbat frumos pentru tine? Da, e foarte frumos. Duduie, dumneata ne-ai apărut în cale să ne nenorocești. Inteligent. De ce? Inteligența contează mai mult în lumea de astăzi, nu? Te consideri un tip mai frumos acum decât inteligent și crezi că de asta ai avea nevoie de inteligență? Nu. Crezi că le-ai pe toate? Nu. Atunci ce îți lipsește? Nu știu. Inteligența. Mai de lucrat? Mai am de lucrat, da. Femeile ce crezi că ar trebui să îndeplinească mai mult? Frumusețe sau inteligență? Inteligență, dar societatea ce le cere pe amândouă. Și cum poate să le aibă femeie pe amândouă? Muncind pentru ele. Asta îmi place. Cred că urât și inteligent. De ce? Nu mai contează frumusețea? Nu, nu neapărat. Dar și nici acum prea contează, de altfel. Nu, nu se prea de mea. Nu. Crezi că contează inteligența mai mult decât frumusețea? Da. Uite un pic de tehnologia care este acum pe lume. Dacă ar fi doar frumoși și nu inteligenți. Cu ce am rămâne? Fi înclinirea medievală, îți spun eu. Am rămâne doar frumoși în fața oglinzii? Mm-hmm. Exact. Te consideri mai puțin inteligent și de asta ți-ai dorit mai multă inteligență? Nu, tocmai. Cred că sunt destul de inteligent. Eu mai puțin frumos? Da. De ce te consideri? Oarecum. Adică nu. Nu că sunt pe puțin frumos, sunt average. Da. Consider că le-ai pe toate? Kind of. Cu ce te ocupi? Sunt student, la mecanică. Bună ziua! Nu știu ce greu? Alege. E greu, da. Probabil inteligent și urât. Frumusețe ce facem? Pui o pungă în cap? Aia se poate repara cumva. Dacă ești inteligent poți să faci bani, dacă ai bani îți repari și frumusețea. Operație estetice? Bună ziua! Dacă v-ați... Nu vreți să vorbiți cu noi? Vai! Aceste cuvinte ne doare! Nu știu... Frumos, frumos, inteligent și urât. E o decizie foarte grea. De ce? Nu știu...
Având în vedere că ești frumos și inteligent, în momentul de față nu m-aș putea gândi la o chestie. Vedeți că le-ai pe amândouă? Da, da. Nu știu. Nu mai știi? Nu mai știu, uite, m-ai băgat în ceață. Dar dacă ar fi să alegi dintr-una dintre cele două variante, ai fi obligat, ce ai alege? Inteligență sau frumusețe? Nu știu, cred că să fiu inteligent. Mai bine urât și inteligent? Da. Se pune punga în cap? A, nu îmi pun punga în cap, ies numai noaptea pe stradă, e mai ok. E mai bine noaptea? Mai ales că ai becuri frumos să mă alegi. Cu ce te ocupi? Sunt antrenor fitness. Inteligență, nu știu cum să-ți amici. E mai importantă inteligența? Absolut. De ce? Din toate punctele de vedere. Și femeile urâte? Ce facem cu ele? Femeile urâte au și ele parte de urâților. Niciuna. De ce? Pentru că sunt mulțumită cu mine. Păi dirați că le aveți pe cele pozitive. Sunt câte un pic din toate. Sunteți mulțumită? Deocamdată, da. Dar dacă ar fi să alegeți o persoană, cum ar trebui să se nască dintr-una dintre cele două variante? Ce considerați contează cel mai mult? Să fie câte un pic din toate. Probabil mai inteligent. Așa o să-ți fac lucrurile celelalte să fie așa cum îmi plac. De ce n-ai alege frumusețea? De ce aș alege frumusețea? Nu e importantă frumusețea în ziua de astăzi? Nu prea, sincer. Da, depinde, dar nu atât de mult, pentru mine, sincer. Aș alege, în primul rând, inteligent, deștept. Asta îmi place! Și cam asta ar trebui să fie toată lumea de pe pământ. Mai puțină frumusețe? Mai puține frumusețe și mai mult corectitudine și bucurie să se îndeplinească. Mă, tu cărți citești? Nu, cititul mă doarme. Considerați că acum vă lipsește inteligența? Eu unul din partea mea nu, că atât timp cât îl iubesc pe Iisus și pe Dumnezeu. Da, atât timp cât este cu fapte bune, da. Un om care face fapte bune e inteligent? Da, merită să fie iubit de toată lumea atât cât este iubit și de Dumnezeu. Ia-l de aici, că dau cu el de pământ! Cât prost și urât, mai bine, frumos și inteligent. A, păi asta ar fi combinația cea mai bună, nu? Da, nu le putem avea pe toate. Ce ați alege mai mult, frumusețe sau inteligență? Inteligență, bineînțeles. Sunt femeile atrase mai mult de inteligență decât de frumusețe? Da, da. Și femeile? Mai mult cu frumusețe și mai puțină minte? Nu, trebuie să le aibă pe amândouă. De ce mereu se cere mai mult de la femei decât de la bărbați? Pentru că suntem mai misogini, noi. Cum vă considerați un om misogin? Un bărbat misogin? Puțin, da. De ce? Nu știu. Concluzia. Una femeie. Oh, oribil!